Terenul vizat pentru amenajarea unei păduri parc pe dealul Capela are o suprafață de 46,552 hectare și a intrat în administrarea municipiului Râmnicu-Vâlcea prin hotărârea de guvern numărul 133 din 27 ianuarie 2022 în vederea realizării unor amenajări de tip pădure parc. În prezent se lucrează la proiectare, însă procesul este unul destul de greu. Anul viitor să putem scoate la licitație execuția efectivă. Dar vreau să vă spun că sunt atât de multe piedici în țara asta de nu vă vine să credeți. De exemplu, am cerut și avut contract cu Rom Silva să-mi curețe pădurea de copaci căzuți. Atenție! Uscați și căzuți. Nu au voie, este o lege a lor, nu au voie să ridice decât un metru cub de pe hectar. Și acum eu pe un hectar, sunt hectare în care am 5 metri cub de lemn căzut. De 10 ani de când am venit. Trebuie fel și fel de hârtii și documente, eu nebunie. Dar nu cedez, vreau întâi pădurea, am apelat la firme specialitate, am lucrez doar cu Rom Silva, că ei știu exact, să nu pot fi acuzat cu absolut nimic. Ei au venit deja și acum sper că sunt gata, au ștanțat copacii care trebuie dat jos. Pe urmă, tot de la ei vreau să apelez la o firmă de specialitate care să-mi curețe pădurea. Să fie curată de tot ce e căzut, fără să tăiem un copac. Și cei care sunt vorba aia, aplecați în proporție 90% și trebuie tăiați. Dar numai după ce sunt ștanțați și verificați de cei de la Rom Silva. Mi se pare corect. Dar suntem pe drumul cel bun. În 20 octombrie, împreună cu Ministerul... În conformitate cu acest document, lucrările permise pentru amenajarea pădurii parc de pe dealul Capela constau, printre altele, în realizarea a aproximativ 5 km de alei sau piste de biciclete din materiale ecologice, cu lățimea de maxim 2 metri, montarea 44 de bănci, realizarea unui sistem de iluminat care să lege aleea castanilor de-a lungul fostei pârtii de bob, de zona Boul de Piatră sau amplasarea a 4 puncte de informare și a unei toalete ecologice.